Vineri după amiază, autoritățile au fost sesizate cu privire la prezența unui colet suspect pe un trotuar din zona centrală a municipiului Zalău. Vineri după amiază, circulația a fost blocată la Camera de Comerț din Zalău. Un dispozitiv impresionant de forțe de ordine au blocat circulația pe strada Corneliu Coposu, de la DSP până la fosta Casă Municipală de Cultură, după ce în zonă a fost sesizat un colet suspect. Am avut sesizarea pe numărul unic de urgență 112 la ora 17:56 de minute. O femeie a sesizat că în fața unui local de pe strada Corneliu Coposu se află un colet suspect. Poliția asigură locul faptei până la ridicarea și verificarea coletului suspect de către specialiști, a declarat pentru Sălăjanul TV purtătorul de cuvânt al IPJ Sălaj, Maria Cristia. În urma analizelor efectuate de specialiști s-a ajuns la concluzia că respectivul colet nu reprezenta niciun pericol. În valiză a suspectă erau haine, cărți și obiecte personale. Precizăm că de fiecare dată când se sesizează prezența unui colet nesupravegheat, autoritățile urmăresc o procedură standard. Se identifică coletul suspect, delimitează zona fără să ajungă sau să deplaseze bagajul și îndepărtează persoanele din zonă, anunță beneficiarul, proprietarul clădirii, solicită prin numărul de urgență 112 intervenția echipajelor poliției și a structurilor specializate autorizate. Echipe pirotehnice, poliție, pompieri, salvare, se deconectează, se închid instalațiile de energie electrică, de gaze și apă din clădire și indică pirotehniștilor locul în care se află coletul suspect.